Vom primi ordine ca toți cei care lucrează cu publicul să fie vaccinați împotriva COVID-19, aceasta fiind una dintre cele mai dure decizii luate la nivel global în privința obligării angajaților de a se vaccina. Mai multe joburi, de la frizer, comercianți și șofer de taxi până la funcționari bancar, profesori și interpreți, vaccinarea va fi obligatorie în scurt timp, deoarece zilnic au contact cu sute de oameni. Iar mai rău de atât, vom ajunge în momentul în care nu ne vom mai putea angaja fără a prezenta certificatul care demonstrează vaccinarea. Dar ar trebui să dea și o, o garanție la vaccinurile astea. Vedeți, dumneavoastră? face omul, dar nu știu ce se întâmplă. Cu toate că mai din cred că dacă se vor vaccina, vor scăpa de acest COVID. Sunt foarte mulți care cred în minciunile spuse de autoritățile guvernamentale. Nu că e obligatorie să se facă de toată lumea. Că așa o primul COVID-ul ne în Și eu mai am făcut-o de mult și au 74 de ani. Din păcate, tineretul din țara noastră va fi obligat să se vaccineze pentru a se putea angaja la locul de muncă pe care și-l doresc. După ce că nu există locuri de muncă, guvernul o dă încă o dată în bară.